Bună seara și bun găsit din nou, doamnelor și domnilor. Iată, în această seară sunt bucuros să ne întâlnim din nou în formula pe care deja o cunoașteți. Alături de mine este părintele Dimitrie Ivașco. Bine ați revenit. Și pentru că este și o seară mai specială cu un subiect de actualitate și totodată sensibil, spunem în această seară da pentru familie, pentru lucruri normale, lucruri lăsate de Dumnezeu în normalitatea lor. Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook, Capital TV România. Suntem live și acolo și pe pagina de Facebook a Părintelui, pe site-ul nostru capitaltv.ro și, bineînțeles, vom avea și vă vom oferi posibilitatea să intrați în legătură directă cu noi imediat după ora 21 să vă spuneți cei care doriți părerea legat de acest subiect. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit, Doamne ajută tuturor! Iată, suntem cu forțe proaspete și încercăm să dezbatem un subiect comentat în fel și chip. Vedem foarte multe păreri pe paginile de socializare, la televizor, din gura multor oameni. Care e poziția bisericii sau, mai bine zis, a dumneavoastră ca și preot? De bună seamă că, fiind în calitate de preot aici, nu pot avea neapărat o părere personală, sau pot să o am, dar sigur că părerea mea este și părerea bisericii în situația de față, pentru că biserica întotdeauna a fost pentru familie și nu numai biserica, zicem așa, creștină, ci toate religiile din lume sunt pentru familie, pentru că vorba de moralitate până la urmă acolo și nu este un, apropo de referendumul acesta, nu este un demers făcut de Biserica Ortodoxă Română, pentru că nu a fost la inițiativa ei adunate cele de semnături, ci partea societății civile. Biserica sigur că încurajează și susține familia și drepturile familiei, dar nu este o propagandă sau o politică, așa cum unii încearcă să arunce în spatele bisericii, deși biserica nu se poate niciodată disocia de întreaga societate, pentru că noi spunem că cei care atacă demersul acesta, că biserica să-și vadă de treaba ei și laicitatea de treaba ei. Dar să nu uităm că omul nu poate fi credincios numai acasă la el, el e credincios peste tot, adică el este același om credincios și pe stradă și acasă și oriunde. Deci el nu poate fi și laic și credincios în același timp, sau care să se contrazică în sine termenii aceștia. Este credincios laic, dar nu un fel de laicizare din asta absolută în care el nu trebuie să aibă nimic de a face cu religia, cu biserica. Să fim serioși, e vorba despre normalitate, deși mi se pare atât de stânjenitor că am ajuns vremurile acestea în care să vorbim despre normalitate, să spunem că albul e alb, că negru e negru, că apa curge în jos, că soarele strălucește, deci vorbim despre lucruri evidente, n-ar fi trebuit să ajungem în ipostaza aceasta, dar vedeți, trăim în lumea aceasta a păcatului. Și iată, păcatul de multe ori ne pune în situația aceasta de a fi vigilenți. Ce faci când vine acest vălug al lumii păcatului peste tine?
Ești așa nepăsător sau în numele iubirii, hai să permitem orice. Nu asta înseamnă. Iubirea nu este ceva tălâmb, iubirea nu este ceva lipsit de rațiune, pentru că altfel, domnule, poate să vină oricine să facă ce vrea cu copiii tăi și tu să permiți, pentru că iubești, nu? Pentru că iubirea. Nu asta, iubirea are o dreaptă socoteală în ea, iubirea este de la Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este ceva irațional, tocmai că Dumnezeu presupune cuvântul lui Dumnezeu care se naște din rațiunea divină. Păi și atunci ajungem să ne batem în cuvinte. Nu este lucru cel mai minunat, dar iată că realitatea te izbește și vine peste tine. Da. Era nevoie de acest referendum. Să știți că dacă atunci când s-a întocmit Constituția, asta e părerea mea, când s-a format Constituția României, nu, imediat după 90, Da. s-a pus la punct. Păi dacă scrie atunci de la început că căsătoria se face între un bărbat și o femeie, era clar. Nu mai era ambigu ca acum. Sunt atâtea țări care ele au definit lucrul acesta de la început în Constituția lor. Acum ești nevoit să faci referendum, ești nevoit să cheltui atâția bani. Pentru ce? Pentru ca să spui normalului normal. Dar vedeți că ești pus în situația că și dacă nu te duci, nu dai o mărturie. Nu dai o mărturie creștină la faza asta, pentru că ești pus în situația de a mărturisi acum. Vedeți, pe de o parte, se vine cu o altă rațiune în care, domnule, dar să cheltui atât, dar ce, astea sunt lucrurile acum primordiale, nu, sunt cele mai importante, sunt cele mai de urgență. Nu, dar asta nu înseamnă că dacă nu se fac cele de mai urgență, să le dăm la o parte orice ocazia ai avea să aduci niște lămuriri, tot că lucrul ăsta nu e pentru azi și pentru mâine, ci e pentru viitorul țării acestea. Dar Deci, practic, prin acest referendum se interzice căsătoria între persoane de același sex, doar că, nu știu, e o formă mai comodă așa de a defini, a redefini Constituția, spunând că căsătoria se realizează între un bărbat și o femeie. Dar, în același timp, dacă două persoane de același sex se căsătoresc într-o țară în care e permis acest lucru, normal trebuie să li se recunoască acest drept și la noi în țară. nu, din câte am înțeles, dreptul ăsta trebuie să este recunoscut în țara în care s-a întâmplat, în care i-au recunoscut dreptul acesta, dar în țara în care tu vii, tu te adaptezi legilor țării în care ești. Tu nu poți să impui în niște legi dintr-o altă țară că tu nu știu de ce legea ai beneficiat în altă țară. Du-te și stai în țara aia atunci. Nu se pot impune așa lucruri din astea. De asta o țară normală, mă gândesc că ar trebui să aibă niște lucruri specificate foarte clare, adică nu ambiguie, nu așa de a se putea interpreta. Că vedeți că mulți invocă codul civil, dar acela se poate oricând printr-o hotărâre de guvern și se poate anula, pentru că de ce? Când se contrazice codul civil cu Constituția, Constituția are întâietate. Păi da, și dacă în Constituție e ambigu, ați înțeles? Atunci sigur că codul civil, articolul acela, deși scrie că bărbat și femeie este înlătura și se merge pe prioritatea Constituției. În Constituție nu este specificat ce și cum și atunci sigur că se poate ajunge la lucruri din astea. Noi nu avem nimic cu nimeni, să repetăm, nu știu pentru a câta oară și poate ați văzut că mai ales pe rețelele acestea de socializare apar ierarhii, preoți care spun lucrul ăsta. Noi nu avem nimic cu nimeni ce fac ei acasă, între patru pereți și așa mai departe, dar să nu se legifereze ceva ce întotdeauna s-a știut că este păcat. Păi până prin anii 70, la așa ceva, la
Homosexualitatea se spunea că este o boală psihică. Deci noi acum suntem, ne-am reevaluat așa gândirea și mă spune că nu mai e așa. Deci noi cumva îi facem, spune că nu, asta e o prostie să mai spui asta. Deci îi facem proști pe părinții și pe bunicii noștri. În anii 70 ei erau, nu? Pe vremea lor, deci înseamnă că ei erau niște proști, acum noi sunt niște deștepți și nu mai considerăm asta o boală, dar numai că nu mai considerăm o boală, ci trebuie să o impunem celorlalți, le băgăm degetele în ochi mereu și să arătăm celorlalți că trebuie să-i accepți. Și numai că să-i accepți, să le dai niște drepturi, bun, drepturi, dar nu drepturi de familie, dar tu poți să faci ce vrei și să lași testamentul cui vrei tu sau să dai drepturi asupra ta cui vrei tu. Dar nu băga asta ca familie, că după aceea tu vei. Se întâmplă în unele țări, că nu e o presupunere așa abstractă, ci concret se întâmplă în lumea asta, în Europa și unde se întâmplă. Încât după aceea, așa au început, toleranță, drepturi, după aia, dreptul de a înfia copii. Păi dacă tot vorbim de drepturile omului, da? Că vorbim mai mult de drepturile omului decât de Evanghelia lui Hristos. Într-o țară, într-o lume creștină aici, nu? Europa creștină. Ei, a ajuns Europa Sodoma, nu mai o Europa creștină. Dacă tot vorbim de drepturile omului, păi copilul acela e om? El are dreptul de a avea o mamă și un tată? Păi să vedem. Sau... Vedeți, se discută numai, că ce se întâmplă, că în familie tradiționale, dumne, de ajuns să-i spui familie tradițională, dar ce există altfel de familie? Acum deja, vedeți, se inventează termeni și termeni pentru a eticheta. Noi trăim în lumea asta în care totul se etichetează. Nu vedeți, dacă ai spus nu știu ce, ești homofob, dacă ai făcut, ești nu știu cum. Deci se inventează termeni, etichete și nu... Noi nu avem nicio frică de nimeni, trebuie să avem frică de păcat. Dar până acolo, vă dați seama unde s-a ajuns. Și s-a ajuns, încât se vor educa în școli. Sunt atâtea imagini că trăim în lumea informației, care se vede cum se duc în alte țări străine și sunt îndoctrinați copiii, că lasă că... Tu nu ești nici băiat, nici fetiță, tu alegi. E, nu știu, eu de asta, o ideologie acum din asta Da. foarte aiurea în care, nu știu ce, fluidizarea de gen, tot fel de denumiri din astea, în care lasă că tu alegi ce ești, băiat sau fetiță. Păi, dar Dumnezeu te-a făcut într-un fel. Dar vedeți că oamenii nu mai țin cont de Dumnezeu? Și fără Dumnezeu, credeți-mă, o luăm raza cu toții. Din punctul meu de vedere, familia este foarte strâns legată de biserică și chiar și la Sfânta Taina Comunii se citește când spune că bărbatul se va uni cu femeia sa, nu? Exact. Păi se aduce aminte și de Adam și Eva, se aduce aminte și de toți drepții Vechiului Testament, Avram și Sara, Isaac și Rebecca și așa mai departe, până se ajunge la nunta din Cana Galilei, unde se duce Hristos, a dus la o nuntă unde era un bărbat și o femeie se căsătorea acolo. Bineînțeles că o Exact. astfel de nuntă binecuvintează Dumnezeu. Și atunci biserica nu poate să nu susțină familia așa firească, normală, nu tradițională. Ce e asta tradițională? Normală, firească, adică trebuie să explicăm firescul, normalul. Da, am ajuns în situația asta penibilă dar vedeți, pentru că lumea asta, în nebunia ei, în păcatele ei, te duce înspre un nefiresc al ei și atunci ajungi în situații din astea de nu știi cum să explici că binele e bine și că rău e rău, de fapt, și că nu ține de pro-viață anumite lucruri. Dar vedeți, ți se impune să... Noi zicem acum, apă nu, la noi în țară nu se întâmplă asta, că în alte țări. Dom'le, de asta vă ziceam, asta nu e de pe o zi pe alta. Asta e vorba, dacă trebuia de la început, când v-am zis cum s-a constituit acolo, cum s-a formulat Constituția, să se gândească acolo, să nu fie determinați oamenilor, adică atâția bani cheltuiți, da, e adevărat. Și să-i pui pe oameni pe drumuri și să ai incertitudinea dacă iasă, dacă nu iasă acest referendum, pentru că e multă manipulare acum la mijloc. Bun, și dacă nu trece, nu se... Cât am înțeles că trebuie să fie 6 milioane de Da. voturi sau acolo, câtă prezență trebuie să fie.
cine justifică după aceea toată cheltuiala care s-a făcut? Vedeți? Sigur că statul aruncă banii tot ai statului, cum vor și pe unde vor, dar noi acum, noi nu suntem puși în situația să oare ce o fi și cum o fi. Noi suntem puși în situația de a da o mărturie acum creștină. Ești pentru familie sau nu? Nu știm, poate va veni cândva vremea, posibil să vină vremea în care, nu știu dacă îmi scrii sau în alt fel, este de a ne mărturisi credința în Hristos, cum era la începutul creștinismului. Credeai în Hristos, mureai, erai prigonit, erai torturat. Ei, acum vedeți că lumea s-a civilizat, dar nu știu cum s-a civilizat încât anumite patimi și le-au lustruit. Adică și-au creat condiții pentru patim. Omul de patim nu scapă că s-a civilizat, din contră și le-a mai așa pregătit să fie mai accesibile. Și acum să te puși în situația de a da mărturie pentru ceea ce a lăsat Dumnezeu. Cred că o să vină vremea că o să ne întrebe și dacă mai credem în Dumnezeu. Dacă noi acum, la o probă din asta în care suntem puni, zice, a, n-are rost, că uite, motivând din asta că sunt, să știți că sunt oameni bine plătiți, cei care fac manipularea aceasta de a boicota, de a nu te prezenta, de așa mai, dom'le, e un demers democratic? S-au adunat niște semnături? Gândurile unor oameni care și voința lor exprimată pe semnăturile acelea, da, păi și atunci, dar vedeți cum e omenirea, întotdeauna a fost pro și contra la orice. Dacă și la Mântuitor a spus când l-au judecat în fața lui Pilat a făcut un fel de referendum, el era legiuitor acolo, nu a întrebat poporul, pe cine vreți, pe Baraba sau pe Iisus? Și de ce l-au ales oamenii pe Baraba? Dar au fost și care au fost de partea lui Iisus, dar mai puțin. Deci a trecut în felul ăla, referendumul, cu majoritatea aceea a lege. Pentru că oamenii au fost manipulați. Li s-a spus că Iisus este un impostor, că Iisus nu este Mesia, că Iisus nu este împăratul lor. Și măcar, păi da, de asta e un criminal care nu contează, măcar a omorât pentru noi, că a omorât în Roma și mai departe. Și vedeți, cum orice cuvânt are un contracuvânt și cât vom fi în lumea asta păcatului, să știți că oamenii vor fi pro și contra la absolut orice. Deci nu ne mirăm și nici nu avem speranța în noi, dar noi trebuie să ne dăm, cum să zic, ceea ce ține de noi trebuie să facem, nu trebuie să așteptăm să pice din cer. Nu, ce-o vrea Dumnezeu? Păi, dar Dumnezeu vrea și să faci lucruri concrete. Nu putem, acum să știm, rezultatul în viitor la orice, nu numai la asta, că vorbim acum despre referendumul ăsta. Dar noi suntem responsabili în dreptul nostru, noi nu suntem responsabili în dreptul altuia. Noi să facem ceea ce avem de făcut. Acum, eu ca preot trebuie să dau mărturie că sunt pentru familie, nu? Și acum am ocazia aceasta. Fac ce pot. Eu spun că merg și votez, da. Deci acolo întrebarea, vedeți, și pe mine prima dată m-a iritat, dar după aia am înțeles că totuși așa se face, că din anul 2000, că legea e dată de mult, cu asta cum se intervine în Constituție, nu e de acum, nu e din nu știu ce partid e acum la putere, a fost alt partid în 2000. Și atunci, vedeți, dar unii pot fi manipulați. Știți că pot, cum am mai auzit pe cineva, zice, băi, tu spune da ca să fie nu. Păi cum spune da ca să fie nu? Spune da ca să fie da. Pentru că întrebarea acolo e de așa natură încât dacă ești de acord cu ce s-a intervenit. Și domnule, s-a prezentat în sfârșit în public că acolo doar s-a intervenit. Noi mergem cu încrederea asta. Acum, pentru că ei n-au voie să facă altceva. Așa cred. Și atunci noi spunem, da, suntem de acord cu intervenția asta, că asta au intervenit la articolul 48 din Constituție, alineatul 1, în loc de soț să scrie bărbați și femei. Și atunci e clară treaba. Soț nu mai poate fi o ambiguitate, stai că pot fi doi bărbați, două femei, că toți soți. Nu, și atunci e foarte clară treaba asta. Acum Dumnezeu știe ce va ieși până la urmă, sigur va ieși întotdeauna cum proniază el. Deci asta este întotdeauna nădejdea creștină. Și dacă iasă prost, tot așa a proniat el, înseamnă că ne merităm soarta. Înseamnă că ăștia suntem. Alege pe Baraba mai mult decât pe Hristos.
în multe situații. Să presupunem că nu se va schimba și în același timp, să zic, va fi obligată biserica să căsătorească oameni de același sex? Nu, biserica nu poate fi obligată la nimic. Ea are oricum rânduiala ei și nu poate să. Numai că e pus într-o situație jenantă. Adică, vă dați seama, pentru că vedeți cum e specificat acolo, să vii, nu, să se oficieze căsătoria la biserică după ce ai adus dovada căsătoriei tale civile. Și atunci, da, cum ziceți, vine unul și spune treaba. Poate că nu acum, nu anul ăsta, la anul sau nu știu peste câți ani, dar vorbim de un viitor al țării astea. Că vedeți lumea spre ce trend merge, spre ce mode și tot felul de minți, așa zise, deschise, dar din ce în ce mai noaptea minții. Biserica, atunci chiar că ar fi pus într-o situație de prigoană pe față. Pentru că nu faci asta, nu te supui legilor statului. Vedeți în ce încurcături și în ce lucruri oribile se poate intra. Și atunci, sigur că acum este un moment decisiv pentru țara asta. Noi credem că asta e lucrul cel mai important. Păi de la familie, dacă tu nu știi ce înseamnă familia, dacă de la familie pornește totul, tu te naști într-o familie, educația ți-o primești într-o familie, cum să nu contezi asta? Păi sigur că contează, doar totul pornește de aici. Așa a început lumea până la urmă. Așa a început lumea. Dar ea se va sfârși așa, da, într-o desfrânare absolută. Da. Ori noi înseamnă că ne grăbim și sfârșitul nostru și al lumii, pentru că este incredibil în ce lume trăim, dar totuși, iată, ne mirăm, dar nu ne mirăm pentru că ce te-ai fi așteptat când păcatul și răul a intrat în lume? Prin amăgirea vrăjmașului, ca acest văluc să meargă până la capătul lui. Și iată, e din ce în ce mai mare și mai zdrobitor și mai. Da, de vai și amar. Dar totuși, ne Da. rugăm, să știți că ar trebui, asta e îndemnul, ar trebui să ne rugăm, nu numai să mergem așa pe rațiunea asta, gata, votăm, da, și gata, am schimbat noi, nu știu ce. Să Să mergem cu votăm cu rugăciune, credință. să, da, să ne rugăm, Da. să facă voia lui Dumnezeu până la urmă. Telespectatorii care doresc să intervină pe acest subiect sau, mă rog, pe ceea ce consideră fiecare de cuvință, sunt așteptați să sune la numărul pe care îl vedeți afișat pe ecran. Vom primi câte telefoane ne va permite timpul. Da, e simplu, nu trebuie să ne uităm decât să pornim de la animale. Nu sunt animale care se împerechează Păi de așa același este, vă sex. dați seama că. Dacă nouă oamenilor trebuie să ni se explice că o familie formată dintr-un bărbat și o femeie, înseamnă că suntem pe drumul. Da. Vedeți, deși animalele n-au rațiune, nu? Cum spunem, totuși au instinctul acela al firescului, al normalului, pe care noi cu toată rațiunea noastră îl pierdem, sau cum? Deci, spune într-un psalm că omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoace celor fără de minte și s-a asemănat lor. Dar acum nu mai, noi, acum am decăzut mai jos decât ele, nu că ne-am asemănat cu ele, mai jos decât ele. Și atunci ajungi să lupți pentru normal, pentru natură, pentru firesc, pentru ceea ce a lăsat Dumnezeu. Vedeți, poate unii zic, domnule, și dumneata ești călugăr și cu ce contribui la familia asta, că nu ai familie și așa mai departe. Să fim serioși, Hristos n-a fost căsătorit și nici dintre apostolii când s-a dus la acolo în Cana Galilei, la nunta de acolo și a binecuvântat-o. Noi nu suntem împotriva căsătoriei, din contră, ca dovadă prezența mea aici, pe ce temă vorbesc. Pentru că eu provin dintr-o familie și toți călugării provin dintr-o familie, apărând familia, chiar dacă tu niciodată nu o să-ți faci o familie.
Înseamnă că tu îți aperi părinții tăi, în primul rând. Tu nu poți să apari în lumea asta fără părinții tăi. Până și asta, că s-au inventat, că se fac oameni ai probeta, alte tâmpenii, alte nebunii. Dar tot au nevoie de a lua de la un bărbat și de la o femeie ceea ce trebuie de luat acolo în mod natural. Și atunci, plus că Mântuitorul Hristos a și spus că au venit unii să-L ispitească pe Mântuitorul, unii care nu credeau în înviere, Saducheii și o sectă de pe vremea Mântuitorului, și i-au pus așa problema cu legea aceea a Leviratului, în care la evrei, dacă muria soția unuia și nu avea copii, trebuia fratele lui care era necăsătorit să o ia pe aceea de soție, pe văduvă, și să ridice urmași fratelui său. Adică primul născut avea, e ca și cum ar fi fost al fratelui său, avea toată moștenirea fratelui său, nu era al lui, ci al fratelui său. Așa se întâmplă și cu acel Onan, care nu vrea să ridice urmașii fratelui său și este pedepsit de Dumnezeu. Și atunci vin acești saducheii la Mântuitorul să-l ispitească. Ei vreau argument împotriva învierii de apoi, viață veșnică. Și spuneau ei că a fost o femeie care a avut 7 bărbați. Și tot pe rând, fiecare n-a avut copii și de asta trebuia să ia fiecare. Erau 7 frați, toți 7 au avut-o de nevastă. Și acum eu pot spune așa, într-o formă logică, așa omenească. Îi spun Mântuitorului Hristos. No, și acum la înviere, a cui va fi femeia că toți 7 au avut-o de soție? Și Mântuitorul ce le spune? O nepricepuților, care nu știți nici Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu, că la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii din ceruri. Deci abia acolo oamenii vor fi fără gen, zicem așa, ca îngerii din ceruri. Nu se mai însoară, nu se mai mărită. Dar în lumea asta crește și vă mulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Păi umpleți pământul și îl stăpâniți, dar nu-l bați jocoriți. Nu asta era binecuvântarea lui Dumnezeu, de a-ți bate joc de lumea în care, în care te naști și crești. Și atunci, vedeți, monahismul ce face? El cu anticipare trăiește acea viață, de asta se și numește viață îngerească, atât cât este cu putința omului să lupte pe calea aceasta, cu anticipare să trăiască acea viață, vedeți, învierea aceea cu anticipare, în care nu se însoară și nu se mai mărită. Dar nu că este în contra familiei, Doamne păzește! Pentru că, v-am spus, provenim și noi dintr-o familie și susținem familia. Și mama și tata sunt familia normală și firească. Și aici are eu, iar am scris o altă manipulare. Domnule, se redefinește familia. Adică de acum nu mai e considerată familie decât unde bărbați și femeie și copil. Și ce faci cu familiile monoparentale, unde numai un părinte cu un copil sau bunic cu un copil? Nu se redefinește nimic. Se redefinește articolul acela din Constituție, nu familia. Familia este familie. Nu contează că, luăm așa un exemplu banal, ai un măr întreg, da? Dacă l-am tăiat în două, partea aceea care, nu, orice parte ai lua, ai tot în întreg, tot în măr e, nu-i spui altcumva, da? E familia parentală, cu un singur părinte, tot familie, pentru că acel copil sau acel om, până la urmă, tot din doi părinți s-au născut, dintr-un bărbat și o femeie, despre asta este vorba, dar să vedeți cum se duc așa, tot pe piste de astea false și tot cu idei din astea. Avem un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, binecuvântat părinte, Marcel Donca de la Baia Mare sunt. Oh, Doamne ajută, domn Marcel, Doamne ajută. Voiam să mai amintesc un aspect și eu, mai mult Domnule. așa social, să zic, decât religios, dacă din punct de vedere religios, așa, al bisericii, lucrurile sunt destul de clare. Căsătoria reprezintă, în primul rând, un contract social, nu legalizarea unei relații de iubire. Corect, așa este. Tocmai de aceea, la căsătorie, primim acel livret de familie în care sunt trecuți copiii în ordinea venirii lor, pentru că căsătoria se referă la crearea unui cadru legal sigur pentru creșterea, nașterea de copii și așa mai departe. Tocmai de aceea noi nu permitem căsătoria între frați, bunăvară, sau nu permitem poligamia în țara noastră. Aceste reguli nu sunt făcute să îngrădească libertatea sau intimitatea cuiva. Bineînțeles că statul este dator să creeze un cadru legal decent pentru orice minoritate din țara asta sau pentru oameni cu orice fel de orientări sexuale sau religioase și așa mai departe. Dar voiam să specific, să amintesc și de aspectul ăsta care poate, nu știu, ar putea
putea convinge pe cineva care nu e neapărat atașat de biserică. Așa este. Vreau să vedeți, să aveți cuvintele necesare ca să explicați și mai bine ca mine lucrurile astea. Sigur că lucrurile normale se spun și trebuie să îndrăznim să le spunem. Și da, chiar vă mulțumesc pentru intervenția noastră. Da. Și noi vă mulțumim, părinte, și sperăm să fie de bun augur. Doamne ajută, să ne rugăm, mulțumim. Să fie voia Dumnezeu. Vă mulțumesc, Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută, seara bună. Da, vedeți că unii oameni care sunt preocupați, sigur că interesează și cercetează mai mult. Uite, cercetați și aflați adevărul până la urmă. Da. Asta e viața, asta e viața. Știți cum mai zicea cineva? Asta e lumea în care trăim. Cumva e firesc că trebuie să luptăm un pic pentru cele bune și nu poți să-i spui răule de acum, gata. Dar vedeți, s-a creat acum o modă și este lovită și biserica. Biserica înseamnă toți credincioșii ei, numai preoți, numai clericii. Loviți toți credincioșii cu argumente din astea. Iubire, unde e iubire? Unde este toleranța? Unde... Dacă cineva, dau cum exemplu foarte aiure așa, dar nu știu cum să mă fac mai înțeles. Dacă cineva vine la tine la ușă și își face nevoile acolo și mai bate la ușă și își cere și hârtie igienică, tu ce-i faci? Îi zici, da, iubirea, creștinismul, toleranța. Sau îi zici, tu te băi nesimțitule, băi, nu-ți rușine așa, înțelegeți? Păi până unde merge iubirea asta? Adică ce înseamnă? Păi iubirea e ceva normal și frumos, dar nu e ceva tâmp, nu e ceva idiot. Păi Hristos ne îndemna să fim idioți? Doamne, păzește, da. Vedeți? Iubire. Unde e iubirea? Imediat. Unde? Gata, mai judecat, mai catalogat, mai nu știu ce. Nu avem nimic cu nimeni, dar nu veni tu să ai ceva cu copiii și să-i îndoctrinezi și să-i zăpăcești și să-i manipulezi. Mai avem un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, mă numesc Teodor, sunt din Timișoara. Seara. Și aș vrea să dezvolte, părintele, subiectul Mării Moarte, sub care se ascund de mii de ani două cetăți, numite Sodoma și Gomora. Da. Acele cetăți, la un moment dat, au fost distruse de către Sfânta Treime, care s-a hotărât la un moment dat la stejarul de la Mambri, de că la vizita Sfintei Treimi prin Anghelofanie, la Părintele Abraham, și până la urmă, pentru că n-a găsit nici măcar 10 drepți în acea cetate, Dumnezeu a hotărât ca să le piardă definitiv. Și părintele aș vrea să dezvolte acest subiect foarte important, în care practic intervine divinitatea în istorie și nimicește păcatul acesta al sodomiei și al gomoriei. Și mai aduc o singură completare, și anume faptul că acești oameni care trăiesc împotriva firii umane create de Dumnezeu sunt tolerați în lume de către Dumnezeu, în marea sa iubire, pentru a-i aștepta din nou la sfințenia la care sunt chemați pentru mântuire. Și dacă ține Dumnezeu lumea aceasta și pentru ei, ține pentru faptul că încă mai sunt creștini care îl slăvesc pe Dumnezeu în sfânta sa biserică și binecuvintează pământul, nu-l blesteamă prin faptele urâte care le fac acești oameni și care devin anormali, care devin ca un fel de nebunie existențială pentru ceilalți, ca o sminteală a păcii lumești și care tulbură practic ceea ce ne-a învățat bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim pentru telefon! Doamne ajută! Aveți dreptate, așa este! Doamne ajută! Aveți mare dreptate! Așa este, vedeți, unii încearcă să evită episodul acela din Scriptură. Chiar am văzut zilele astea, nu știu ce fel de preot, cred că, în orice caz, nu cred că catolic, cred că anglican sau ceva, pentru că era căsătorit cu un bărbat și îl spunea că în Biblie nu există nicio contrazicere împotriva sodomiei și așa mai departe. Păi, și era întrebat, că îi se lua un interviu,
Păi și cu Sodoma și Gomora ce acolo? Păi nu, că de fapt acolo nu era vorba de iubire, că era viol, că era crimă, că era nu știu ce și că nu era iubire și bun. Și după aceea, cel care ia interviu, acelui așa zis preot, îl întreabă, păi și Apostolul Pavel de ce spune că cei care au căzut în păcatele astea, nu știu ce de sodomie și nu știu ce nu, moștenesc împărăția lui Dumnezeu. A, păi da, dar Iisus a zis că să ne iubim unii pe alții și atunci are întâietate ce a zis Iisus, nu ce a zis Pavel. Știi? Și atunci, vedeți cum se poate interpreta sau alte blasfemii, adică doar curcubeu este semnul, da, al toleranței lui Dumnezeu, adică de acum nu vom mai potopi pământul, spune Dumnezeu când arată curcubeul lui Noe, dar nu a spus acolo că nu va lăsa omenirea să se piardă singură. Și uitați-vă ce paradox, exact semnul acela prin care Dumnezeu arată îngăduință din partea lui, nu? Că nu va mai potopi el lumea, că el dacă vrea poate să o potopească, apropo de domnul de la Timișoara care a sunat. Da, deci dacă Dumnezeu poate să facă ce vrea cu ale sale, el ne dă viață, el ne ia, el ne învie, el poate să facă ce vrea cu noi, dar noi suntem pregătiți să trecem prin tot ceea ce vrea să ne treacă el. Și atunci, mai sunt vreun telefon acum? Da, mai e cineva pe Atunci o fir. să nu-l facem să Da. așteptăm. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Alo, bună seara, sunteți în direct. Nu vrea. Încercați dumneavoastră, poate. Da, bună seara, Doamne ajută! Alo? Alo, bună seara, Doamne ajută! Bună seara, Doamne ajută! Spuneți, de unde sunteți? De la Sintea Mică, Coiș Cristian vă deranjează. Oh, de la mine din sat. Da. Da, ia spune, ai vreo întrebare sau vreți să spui ceva? Am o întrebare, ce s-ar putea s-a întâmplat, că nu știu câte probleme am, că ies dintr-una, intru într-alta, nu știu ce. A, veți spune dumneavoastră, da. Da. Păi, ar fi bine să comunicăm în particular dacă sunt strict ale dumneavoastră problemele, știți? Da. Da, și oare n-aveți pagina mea, contul meu de Am. Facebook? No, păi Scrieți-mi pe scrieți-mi acolo mesaj că privat. așa și atunci vorbim acolo, știți? Ok. Bine, Doamne Mulțumim, ajută! Doamne ajută! Seară Seară bună! bună! Să continuați ideea. Da, ziceam de... Că mă legasem de ideea cu preotul acela și ce Da. anglican sau ce era. Bun, că s-au inventat și s-au pus pe Biblie, că Biblia homosexualilor, crucea în formă de curcubeu. De asta zic, au profanat și curcubeul lui Dumnezeu. Adică, bun, da, sigur că înseamnă mai mult decât alb și negru, dar nu în ideea de... Aici, de gen, de familie, că sunt virtuțile sunt de atâtea culori frumoase și așa mai departe, dar nu contra virtuții care este nu, firescu și moralitatea. Și atunci, vedeți, Dumnezeu n-a spus la potop că nu va lăsa omenirea să se autodistrugă. Ori prin asta se autodistruge omenirea pentru că tu nu promovezi viața. Tu te închizi în tine însuți, în plăcerile tale și s-a terminat. Sau dacă înfiezi copii, ia că se ajunge în situația să și știe femeile care se căsătoresc între ele își au numai fetițe în fiază, iar bărbații numai băieți. De ce? Evident de ce, pentru că ei au obsesie față de sex, pentru ei ăla e Dumnezeul lor, nu au nicio treabă ei cu iubirea. Iubirea așa, o scuză, un pretext. Și apropo de ce zicea domnul de la Timișoara, da, este scris în clar, uitați-vă în facere, capitolul 18, întâlnirea Sfintei Treimi cu Avram la stejarul Mamri și capitolul 19 din facerea, pieirea Sodomei. Acolo Adam tot așa, cumva, nu Adam, Avram, mijlocește la Dumnezeu și spune, Doamne, dacă vor fi 50 de drepți acolo, ori vei prăpădi toate cetățile acelea pentru cei 50? Nu. Zice, nu le voi prăpădi. Și atunci tot scade procentul acesta. 40 spune, nici pentru 40, 30, tot ajunge până la 10. Și Dumnezeu îi spune, nici dacă, pentru 10, dacă vor fi, nu voi distruge cetățile acelea. Dar iată că nu au fost nici măcar 10, că a fost Lot cu fetele lui, cele două fete și 3, iar 4 cu soția lui.
Și atunci, ce să mai zici? Vedeți, sigur că Dumnezeu, el, când intervine în istorie, el corectează răul, să știți. Dacă noi facem din Europa asta noastră, am uitat tot, cu familia lui, vedeți, cu familia lui. Să fim normali, să fim cinstitori de Dumnezeu, cum a lăsat Dumnezeu, nu fim împotriva lui Dumnezeu, ne punem cu Dumnezeu. Păi da, el e bun, el e înfricoșător de bun, dar și dacă consideră să ia măsuri drastice, le ia. Și atunci să vedem cum rezistăm. Păi nu credem că dacă avem Mântuitorul Hristos ca să ne mântuiască, gata, nu ne se întâmplă nimic, absolut nimic dureros. Ba da, aha, că El ne scoate și din ultimele dureri, da, dacă ne smerim și dacă apelăm la El și dacă ne pocăim de păcatele noastre. Nu așa, cu de la sine, că doar așa, moare Dumnezeu de dragul nostru. Moare, moare, dar trebuie să murim și noi. Și o să murim și o să vedem. Și când o să vedem... Vă întreabă un telespectator, după referendum, o femeie care are un copil, dacă nu s-a căsătorit, e considerată familie? Sau dacă unul dintre soți rămâne văduv și are un copil, mai e o familie? Dar bineînțeles, tocmai despre asta spuneam, că nu se redefinește familia, ci un articol din Constituție, articolul 48 și alineat 1. Nu pune acum nimeni probleme. Dom'le, familia numai așa este familia. Acum este vorba de un articol în care, dom'le, ăștia se pot căsători. Nu-i vorba că ce a rămas din căsătoria aia, că a rămas un copil, că s-au despărțit soții, că a rămas un copilul cu bunica. Nu despre asta e vorba acolo. Dar unii care speculează și sunt mizi de astea diabolice, îi duc pe oameni și îi prostesc și îi zăpăcesc și nu mai știu oamenii ce să mai creadă. A, știți? Și atunci, da, deci acolo, și să știți că n-a fost numai Sodoma și Gomora. Sodoma și Gomora a rămas în istorie, ca denumiri care se cunosc. Exact ca și copiii lui Adam și Eva. Nu au fost numai Cain și Abel. Și au fost, că, și spune, au avut fii și fiice. Da, așa a fost atunci, se căsătoreau între ei, pentru că a fost la începutul lumii. La începutul lumii nu se punea problema decât în condițiile de început ale lumii. Dar au fost, că unii mai iau în bajocură, a, păi dacă Adam și Eva au avut doi băieți, cum s-o mulți neamul omenesc? Din doi băieți? Păi nu, spune clar că au avut fii și fiice. Că dacă rup numai din context, sigur că ajungi la tot felul de nebunii, la tot felul de concluzii ticăloase. Sigur că o fac unii cu rea voință, că sunt unii experți la așa ceva. Deci n-a fost mai Sodoma și Gomorra, a fost vreo cinci cetăți acolo, unde acum este Marea Moarte. Vedeți, a lăsat Dumnezeu un semn în istorie, în lume și în istorie și în geografia acestei lumi, să existe acea mare care este incredibil, deci nu mai există în lume așa ceva. Este semnul unde au fost cele cinci cetăți, printre care cele mai renumite Sodoma și Gomora, unde nu numai că cum erau momiți să intre tineri acolo, erau plătiți, li se oferea în sfârșit lingouri de aur, tot felul de podoabe, doar să le fie vizitate cetățile lor. Și ei după aceea îi batjocoreau, îi sodomizau, cum a și rămas numele de acolo, de la sodomizare, și după aceea îi ucideau. De asta nu mai așa nimeni de acolo viu, ca să cumva să se afle nelegiuirea lor. Și de asta spune Dumnezeu că s-a urcat în nelegiuirea lor la cer și a venit să cerceteze. Sigur că el nu avea ce să cerceteze, dar în forma asta omenească spus, a venit să cerceteze Dumnezeu. Dumnezeu le știe, știa tot ce se întâmplă acolo. Dar în felul ăsta, ca să afle Avram că, uite, Dumnezeu se preocupă în mod personal de tot ceea ce face neamul omenesc. Și atunci, sigur, vedeți, a rămas în apa aceea, vedeți, ca un semn al morții. Nu mai există viață. Și e foarte interesant că în apa aceea curge Iordanul, în Marea Moartă. Este doar în zona aceea a Palestinei. Și loc sărat, un loc care miroase a sulf. Eu am fost acolo. Și e foarte interesant că se fabrică acolo tot felul de din astea, de, eu știu, de pentru femei, trusele astea lor de De machiaj machiaj. și tot felul de alea. Și chiar spunea un părinte că a fost dat în pelerinaj cu niște credincioși, credincioase toate, dus într-un magazin ăsta mare acolo, care erau toate multe făcute din produsele din Marea Moartă și, nu știu, erau ieftine sau scumpe, în sfârșit cum erau. Dar părintele, când a văzut, păi zice, acum v-am explicat ce e cu Marea Moartă și ce s-a întâmplat aici și voi repede v-ați și cumpărat tot felul de lucruri din astea să vă
feșteriți. Și apoi le-au aruncat toate la, în sfârșit, acolo la gunoi și după aceea a apărut un român și că el a luat pe gratis și le-a dus după aceea. În sfârșit, asta era așa o paranteză, nu trebuia să o fac, dar mi-a venit acum cu asta, cu omul, oricât îi spui, el tot pricepe după aia pe treaba lui, știți? Și, da, ziceam de Iordan, sau a sunat cineva? O întrebare este, dar... Da. Iordanul vine din munții Liban, se varsă în Marea Galilei, unde Iisus a înmulțit, în zona unde a înmulțit și pâinile și peștii, a umblat pe mare, a potorit furtuna, pescuirea minunată, toate astea. Marea Galilei este Marea Vieții. Și după aceea, foarte interesant, Iordanul iese din Marea aceasta Vieții, a Galilei, se varsă în Marea Moartă. Între cele două mări se întoarce Iordanul înapoi la Bobotează, când Patriarhul Ortodox face slujba acolo și acolo unde a fost și botezat Mântuitorul Hristos. Și foarte interesant că toți peștii care apucă să iasă din Marea Galilei în cursul Iordanului spre Marea Moartă, dacă nu luptă în contra curentului, adică dacă nu se întorc înapoi de cum merge valul, mor. Pentru că ajung în Marea Moartă și mor. Efectiv mor. Ei, este iarăși un semn, un simbol a ceea ce trebuie să facem noi. Nu trebuie să ne lăsăm duși de val, că ajungem în Marea Moartă. Și mai ales că, cu un specific clar, cum să fii de acord cu ceva ce nu promovează viața, ci o închidere în sine și moartea, până la urmă? Păi ce ar fi dacă, sigur, nu se ajunge la treaba asta, dar și dacă nu se ajunge, dar ca idee, ce ar fi ca toată lumea să facă treaba asta? Să se căsătorească bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. S-ar înceta omenirea, nu? N-ar merge spre moarte omenirea? Ar merge, în mod sigur. Avem un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara! Bună seara! Sunt tot Daniela din Craiova. Daniela Saraolo? Din Craiova, da. Doamne ajută! Doamne În ajută! sfârșit ați răzbit și ați dat de noi. Da, fără să ieșiți, primul apel. Da. Părinte, nu pot să mă abțin să nu intru și să nu-mi spun părerea. Chiar vă rog. Zilele acestea am observat această comutare a atenției de pe legea lui Dumnezeu, adică procrearea se face prin bărbați și femeie, pe lupta contra bisericii și a celor care sunt chiar și nepracticanți ai credinței, dar lupta este practic, eu o percep ca împotriva lui Dumnezeu. Toate neajunsurile pe partea credinței ies acum la suprafață. Și da, se legifera, se caută a se legifera ceea ce ai ascuns toată viața, fie că ești homosexual, fie că ești heterosexual. Ce am observat eu că accentuează, adică și au ei ca argument, este că Dumnezeu pedepsește, asta ar fi una, creștinul este intolerant, creștinul nu știe ce este iubirea, este adevărat, nu știm, dar suntem deschiși să învățăm. Am meditat la Sodoma și la Gomora în sensul de distrugerea celor două cetăți cu oamenii din ei. Și interiorul meu refuză un Dumnezeu care pedepsește în felul acesta. În sensul de nu faci ca mine, nu trăiești cum am spus, eu te distrug. Și atunci m-am dus cu gândul la cel mai învățat înger, cel mai frumos înger al lui care a căzut prin mândrie, dar nu a fost întunecat de Dumnezeu. O să vedeți unde vreau să ajung. Deci nu Dumnezeu l-a întunecat. Și faptul că a fost împotrivă, practic este o auto-întunecare. Exact, da. Sar de aici la momentul crucificării, când, din punct de vedere fizic, să zicem, a avut loc un cutremur, nu? Da. Atunci când l-a ucis pe Iisus Hristos. Ceea ce m-a dus cu gândul că creația lui Dumnezeu are niște legi foarte stricte pe care nu le încalcă nici Dumnezeu. Adică poate că Dumnezeu intervine să nu mă autodistrug, dar niciun caz să mă distrugă. Sigur că Sodoma și da. Gomora sau oamenii care suntem vinovați, eu nu mă delimitez nici de Sodoma, nici de Gomora, adică de oamenii de acolo, toți facem aceleași greșeli, mai voalate, mai accentuate.
înseamnă că cei de acolo și inclusiv eu încălcăm niște legi care atrag niște efecte. Adică noi singuri ne negrim. Iar dacă la Iisus Hristos, Domnul inimilor noastre, pământul s-a cutremurat, adică toată creația s-a cutremurat, s-a zdruncinat din toate încheieturile, atunci este clar că nu Dumnezeu a aruncat ceva din cer, foc și pucioasă, ci efectiv a fost un efect al legilor naturale ale lui Dumnezeu care funcționează din cer până pe pământ. Că au alte forme, că arată altfel, dar legea lui Dumnezeu și ordinea cosmosului se păstrează, că altfel... Sigur că da, dar să știți că totuși Dumnezeu, dacă vrea, oprește aceste fenomene, așa cum și la Golgota. Dacă nu spunea atunci Mântuitorul, Tată, iartă că nu știu ce fac, păi înghițea pământul cum s-a întâmplat cu Core, Datan și Aviron, acolo cu Moise, când cârteau în pustie, s-a despicat pământul și a înghițit de vii. Totuși, noi trebuie să știm că viața să nu se termină aici, ca să spunem că Dumnezeu te pedepsește și s-a terminat cu moartea totul. Nu, păi dacă te-a condamnat la înviere, ce vrei? Adică te trece și prin asta și iată, te așteaptă și din iad te așteaptă ca să-ți revii și să te căiești și să te zmerești și să te întorci la Dumnezeu. Îți dă și acolo, dacă nici acolo nu te-ai convins. Sigur că și iadul este o consecință a faptelor omului. Nu este creația lui Dumnezeu, dar este îngăduința lui. De ce îngăduie tot spre binele omului. Absolut tot ce îngăduie Dumnezeu este spre binele lui. Așa este, da. Deci ai încălcat legea, el poate interveni să șteargă efectele. Da, sigur că poate interveni, da. Sau poate să nu intervine și să lasă. Da, da, corect. Dar nu este vina lui că eu... Adică exact ca în Eden. Nu eu, Eva. Păi nu sigur, eu, șarpele. Așa este, da, da, da. Trebuie să ne asumăm răspunderea fiecare în parte. Da, vă mulțumesc din suflet. Cu drag, Doamne ajută, vă așteptăm pe la noi. Mulțumesc. Bine, Doamne ajută. Mulțumim pentru telefon. La fel, Doamne ajută. Seara bună. Da, vedeți, așa este. Dumnezeu nu pedepsește, dar în sensul în care gândim noi, că ne pedepsește și nu mai ne dă nicio șansă. El și când ne pedepsește ne dă șansa cea mai mare și asta este șansa, să ne pocăim, să ne smerim și să îl vrem pe Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu nu putem. Și atunci tot ceea ce ține de Dumnezeu este firesc să fim de partea Lui și de tot ceea ce a lăsat El să fie așa cum e, normal să fie. Da. Ce ziceam, de Iordan și de... Da. Da, vedeți, deci e o pildă foarte clară și această mare, Marea Moartă, unde a fost cetățile din Sodoma și Gomora, este foarte joasă, mai joasă decât toate celelalte mări, că se spune nivelul mării, nu știu, cu vreo 400 de metri sau ceva, mai jos decât nivelul tuturor mărilor planetare. Și atunci, vedeți, tot așa, cu gândul la o coborâre, nu la o coborâre în smerenie, ci la o coborâre, o decădere morală. Și nu trebuie să ajungem până acolo. Pentru că, da, cum spunea și doamna din Craiova, Dumnezeu poate lăsa ca natura să-și facă treburile ei firești. Vedeți, omul ce face? Defrișează pădurea. Și acum Dumnezeu este de vină că după aceea se creează alunecări de teren sau nu știu ce, știți? Păi dacă așa ai gândit, omule, sau merge cu 280 la oră, nu știu ce, și face accident. Acum Dumnezeu este de vină că eu scos stâlpul în față sau ce. Păi da, Dumnezeu a apăsat pe accelerație. Adică sunt și niște consecințe ale faptelor noastre. Ce? Nu trebuie să lăsăm numai pe Dumnezeu să facă El totul pentru că ne-a lăsat copiii Lui, să avem libertate de a face, de a crea, atât cât ne este nouă îngăduit și ne este permis. Și sigur că nu suntem ca Dumnezeu absolut, dar ceea ce ține de noi trebuie să facem. Dar vedeți că omul în lumea păcatului se va împărți clar între două, în pro și contra la absolut orice. Da. Poate acum, spre final, poate ar fi bine să...
vă citesc un lucru, oricum mai circul el pe internet, despre ce înseamnă în paralel, măcar oamenii să știe când se mai întâlnesc cu acuzele astea sau cu motivele astea, că de ce nu te duci la referendum să votezi, da, să vezi unde este propaganda și unde este manipularea. Asta așa, pe două coloane, doar așa 10 referințe. Uitați, zice un punct de vedere, asta e propaganda anti-referendum, de ce nu te-ai duce? Zice, România are alte priorități acum, precum drumurile, spitalele, educația, sănătatea, etc. Corect, de ce poți să spui, ai vreun contraargument la așa ceva? Nu ai. Și totuși, realitatea este că faptul că sunt multe probleme în societate nu înseamnă că vreuna dintre ele ar trebui amânată. Corect, da? Nici la asta nu ai ce să spui în contra. După aceea, un alt punct de vedere. Revizuirea definiției familie din Constituție nu rezolvă problemele ei. Și acum, realitatea. Nici a permite căsătoria homosexuală nu rezolvă aceste probleme. Referendumul nu își propune să rezolve aceste probleme, ci să protejeze și să întărească familia. În alt punct de vedere, revizuirea Constituției este inutilă, pentru că există deja codul civil care definește familia corect. Punctul contrar al acestei idei. Codul civil se poate schimba oricând în Parlament, fără votul românilor. Modificarea Constituției nu se va putea face decât cu votul popular. Alt punct de vedere. Revizuirea Constituției atacă drepturile homosexualilor. Fals. Homosexualii nu au dreptul la căsătorie, deci revizuirea nu le atacă niciun drept existent. Alt punct. Inițiativa de revizuire a Constituției este conspirația liderilor politici și ei profită de ea. Fals. Revizuirea a fost inițiată de 3 milioane de români, nu de vreun lider politic. Faptul că politicienii se folosesc de ea este regretabil și necinstit. Așa e, corect. După ce alt punct de vedere, revizuirea costă bugetul de stat și banii ar trebui cheltuiți în alt fel. Orice referendum costă, așa cum costă orice proces democratic. Neorganizarea lui ar constitui o încălcare a Constituției. După ce alt punct, referendumul este anti-homosexual și promovează ura și dezbinarea în societate. Fals. Referendumul nu obligă și nu va obliga pe nimeni să fie sau nu homosexual, ci el se referă strict la definiția familiei din Constituție. Alt punct, referendumul este rezultatul amestecului Bisericii Ortodoxe în treburile statului. Fals. Referendumul nu a fost inițiat de BOR, adică de Biserica Ortodoxă Română, ci de 3 milioane de români de diverse religii. BOR și celelalte culte au libertatea de a susține referendumul fără a fi fost constrânse de cineva. Un alt punct, referendumul este o agresiune a creștinilor împotriva celor de alte religii și a ateilor. Fals. Referendumul nu are de-a face cu ateii sau cu religia, ci cu definiția familiei potrivit Constituției. Și ultimul punct de aici zice, referendumul este anti-european și nedemocratic. Fals. Nu există nicio interdicție din partea Uniunii Europene ca România să nu organizeze referendumuri pe orice fel de temă, iar Curtea Constituțională a validat inițiativa. Cam atât. Ce mai putem zice? Dumnezeu cu milă să ne ajute să fie bine ca să nu fie rău. Așa e. Mulțumesc tare mult pentru cuvintele din această seară și sper ca cei care ne-au urmărit să tragă o concluzie. Să fie de folos. Bună, să fie de folos, exact. Mulțumesc tare mult. Doamne ajută. Doamnelor, domnilor, cam atât pentru această seară. Ne revedem joia viitoare de la 20:30. Până atunci să aveți parte numai de bine.